Săptămâna trecută, polițiștii serviciului rutier Olt au acționat pentru reducerea victimizării din accidentele rutiere produse pe fondul conducerii autovehiculelor sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. În acest sens, în săptămâna 15-21 iunie 2020, polițiștii rutieri au fost prezenți pe principalele artere din județul Olt pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Acțiunea a vizat în special depistarea celor care conduc autovehicule sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, precum și depistarea conducătorilor auto care încalcă normele legislației rutiere. În cadrul acțiunii, polițiștii rutieri au urmărit depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența băuturilor alcoolice sau altor substanțe, dar și depistarea celorlalți care încalcă normele rutiere în vigoare. Au fost testați peste 1000 de conducători auto, dintre care 38 au fost depistați conducând sub influența băuturilor alcoolice. Astfel, polițiștii din cadrul poliției orașului Balș au depistat în trafic un bărbat de 32 de ani din Găvănești, județul Olt, conducând sub influența alcoolului. În urma testării, aparatul alcool test a indicat valoarea de 0,72 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În acest caz, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. De asemenea, polițiștii au depistat un tânăr de 26 de ani în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Tiamare, având o concentrație de 1,10 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost testat cu aparatul alcool test, rezultând o concentrație de 1,10 mg per litru alcool pur în aerul expirat. La solicitarea polițiștilor de a merge la spital pentru a-i fi prelevate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei, acesta a refuzat. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul neînmatriculat, conducere fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la recoltarea probelor biologice. Pe această cale, reprezentanții poliției atrag atenția cu privire la pericolul creat de conducătorii auto aflați sub influența băuturilor alcoolice. Consumul de alcool reduce viteza de reacție și precizia mișcărilor. Legislația pedepsește conducerea pe drumurile publice a unui vehicul după consumul de băuturi alcoolice. Cei depistați cu o concentrație sub 0,40 mg per litru în aerul expirat vor fi sancționați contravențional, iar ca măsură complementară li se suspendă dreptul de a conduce pe drumurile publice. Totodată, conducerea sub influența alcoolului având o concentrație peste 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat sau sub influența substanțelor psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani.